cu mai bine de un an, timp în care ridicarea mașinilor nu a mai fost permisă, Ministerul Afacerilor Interne a întocmit un nou regulament în acest sens. Potrivit proiectului de hotărâre lansat recent în dezbatere publică, măsura de ridicare a autoturismelor parcate neregulamentar poate fi pusă în aplicare doar de către primării sau administratorul public al drumului. Mașinile pot fi ridicate doar dacă sunt parcate, de exemplu, pe trotuarul destinat pietonilor, pe pistele de biciclete sau acolo unde împiedică circulația pe drumurile publice. În schimb, autoturismele nu pot fi ridicate dacă în interior se află persoane sau dacă mașinile participă la misiuni care au caracter de urgență sau acțiuni de intervenție. În cazul vehiculelor de tonaj greu, se dispune blocarea roților, măsura fiind însoțită de un avertisment scris în care se precizează modalitatea de contactare a celui care a dispus blocarea vehiculului. Documentul mai precizează că dispoziția de blocare, respectiv ridicarea mașinii, va avea un caracter administrativ și va putea fi contestat potrivit legii. Dispoziția de ridicare a mașinii va cuprinde informații referitoare la data, ora și locul ridicării autoturismului, numele și prenumele, respectiv gradul profesional al polițistului rutier care a dispus această măsură. De asemenea, proiectul precizează că modul de stabilire a tarifelor va fi cât mai transparent în funcție de cheltuielile necesare transportului și staționării mașinilor în locurile special amenajate de către autoritățile publice, respectiv administratorul drumurilor publice.